Un centru de expertiză pentru tratarea pacienților cu Parkinson va funcționa la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Specialiștii neurologi care vor face parte din această echipă vor administra bolnavilor două noi metode de tratament. Pentru a pune la punct detaliile acestui proiect, medicii neurologi din județul Olt s-au întâlnit astăzi în cadrul unei conferințe de presă. Este o inițiativă a secției de neurologie a colegilor mei, pentru că știți și dumneavoastră și cu siguranță știți că avem mari probleme cu pacienții de boală Parkinson, care în ultimele faze de evoluție aveau nevoie de un tratament inovativ, un tratament care să le prelungească viața și, de ce nu, calitatea vieții. Ei mergeau până acum în centrele universitare, cu eforturi deosebite financiare și ne-am gândit împreună și, într-un fel, am încercat să-i convingem pe șefii noștri de la Societatea de Neurologie că este nevoie de un astfel de centru de expertiză pentru boala Parkinson și la Slatina. Susținem această inițiativă a secției de neurologie din Slatina pentru curajul de a se alătura practic centrelor universitare din țară și a facilita accesul pacienților cu boală Parkinson în a le fi mai ușor de a se adresa practic unor echipe de experți apropiat de zona unde dumnealor locuiesc. Mă adresez colegilor mei neurologi care știu că tratamentul bolii Parkinson la un moment dat se epuizează, nu-și mai face efectul. Și de aceea vom apela la cele două metode. Una este astăzi și le mulțumim reprezentanților firmei care ne întind mâna pentru înființarea acestui centru de expertiză. Medicii spun că acest serviciu nou înființat reprezintă un pas înainte atât pentru ei, întrucât folosesc metode noi de tratament, dar și pentru îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților chiar în județul lor. Numărul pacienților este constant, este destul de mare. Vom evalua acum și dacă toți au Parkinson sau nu au Parkinson, pentru că sunt și multe probleme. Colegii mei au întâlnit și forme de parkinsonism vascular care nu era Parkinson și nu necesita tratamentul ăla. Dar, mă rog, vom vedea. Ce este important să anunțăm telespectatorii dumneavoastră că nu vor mai avea nevoie de alte centre și în curând vor veni la Slatina să-și rezolve problemele de tratament. Neurologii slătineni se bucură de noile metode de tratament pentru bolnavii de Parkinson și speră ca astfel să salveze cât mai mulți pacienți. Unul dintre noile tratamente, respectiv apomorfina, se poate administra chiar de către pacient.